Bună seara, sunt Camelia Pantazi Tudor și vă prezint emisiunea Portret de autor Mihail Grămescu. Invitatul din această după-amiază este domnul Emil Cremer, al cărui pseudonim literar este Daniel Ernestina, avocat și scriitor totodată. Domnul Emil Cremer, mi-a făcut plăcerea de a veni pentru a doua oară la această emisiune să discutăm despre ultimele, era să se năzbuti, despre cele mai recente scrieri ale dânsului și mă refer în primul rând la cele 4 texte care au apărut în volumul pe care îl avem aici, din păcate nu putem să vi-l arătăm, este un volum nou, Prizonier în propria tristețe. Un volum apărut în data de 13 iulie. N-am putut să nu rețin data aceasta. 13 iulie, da? Da, 13 eu iulie. Eu am reținut-o pentru că am stabilit când să luăm și cartea, adică când să fie gata cartea, a fost de fapt gata odată cu cartea mea. Am înțeles de asta. Știi, de aceea și țin și mi-a plăcut că e cu 13. Eu sunt cu această cifră și mi-a plăcut că o purtam în două în acea zi. Din păcate, eu am intrat în posesia cărții mult mai târziu. Da, da, da. Pentru că da, nu da, eram asta în a fost. București da. Și până când am venit în București a durat. Da, chiar pe 13 am luat-o, adică am luat câteva volume de la tipografie. Așa, și plus cărțile mele, desigur. Dar dumneavoastră ați rămas cu nerăbdarea. Da. Până când din calea afară de nerăbdător. Da. Din calea afară de nerăbdător. Și este o carte foarte frumoasă și coperta este foarte frumoasă. Și este prima poveste pe care și coperta are o poveste. Păi aceasta... da, o să ne povestiți. Oricum vreau să spun că este o pictură, deci ilustrația după o pictură. Este o pictură. Numită Viața și e pictura realizată de doamna Florina Dumitru. Doamna Florina Dumitru, care este o doamnă deosebită. Așa. Este o doamnă foarte distinsă așa și care nu este pictor de meserie. Și am avut niște relații de serviciu cu domnia sa. Mi-a plăcut în mod deosebit ca om așa. E o persoană foarte plăcută și foarte tonică. Așa. Dar n-am bănuit nicio clipă, fiind contabilă de meserie, uh-huh. Și eu fiind, având prejudecata că, domnule, un contabil are numai cifre în cap. Nu e chiar așa. Da. Și eu sunt finanțist contabil la bază. Da. Mă rog, și noi să steți alt accident, e adevărat. Și sunt în accident, da. Și am n-am bănuit niciodată că această doamnă poate să picteze atât de frumos. Da. Și mi-a spus... S-a potrivit perfect. Mi-a spus că s-a retras la țară și pictează. Așa. Și atunci am aflat că pictează și așa mai mult în glumă i-am spus, doamnă, știți, am așa o chestie, mi-aș dori foarte mult un tablou cu o floare care țâșnește din piatră. Așa. Pentru că îmi închipui cum viața nu cedează niciodată, viața răzbate de oriunde, chiar și în munți de piatră seacă, e floarea aia de colț care le zice, bă, sâc, uite, am reușit și aici, am ajuns da. Și aici, am învins. Așa este. Și zic, puteți să-mi faceți un astfel de tablou? Și mi-a zis, dumne, eu n-am văzut în viața mea o floare de colț. E, nu e mare lucru. E, și nu găsiți, e mare lucru, trebuie să da. Faceți-vă. Da. Acum netul rezolvă pe toate. Sigur, da. Altfel, eu m-am fost după ea, eram copil, am fost la cules de flori de colț și mi-aduc aminte așa că da, eram un copil nebun, așa, nu... Dar să vedeți ce... Și doamna, această doamnă mea a făcut coperta. Da. N-am văzut-o mult timp și la un dat am rugat-o, doamnă, faceți-mi o poză, că ea era la țară acolo, eu eram așa, cantonat da, la da, Sinaia. Da. Și zic, îmi faceți o poză, poză. Pe, și da. Mi-o trimiteți pe WhatsApp. Așa. Dom'le, când am văzut fotografia... Făcut așa o pasiune. Da, și mi-a plăcut din prima. Și am zis, domne, foarte frumos. În momentul ăla am zis, asta va fi coperta volumului. Și am să vă spun care este legătura subterană. Da, da, da. Dar spuneți-ne dacă un exemplar al cărții a ajuns la doamna. A ajuns la doamna? Da, bineînțeles. Și ce a zis? Bineînțeles. I-a plăcut cum a ieșit așa? I-a plăcut și de ție. Păi da, că a ieșit nu știu cum, n-am sunat-o să o întreb dacă i-a plăcut cartea.
Dar sunt sigur. Că și, eu cred că au observat că și pe coperta a patra a cărții s-au preluat culorile de pe aici, vedeți cum vine. Fel, culorile s-au preluat, s-au continuat. Eu am o mică parte, din păcate doar o mică parte din copilăria mea, am petrecut-o la Rucăr. Și în această carte, la un moment dat, povestesc de nopțile Cerul Înstelat de la Rucăr, pe care chiar n-am să-l uit niciodată, în care stăteam întins pe spate în iarba grasă din curtea babei Vorovenci și mă uitam și căutam să aleg o stea, să aveam senzația că dacă întind mâna pot să o iau. Atât de aproape mi se păreau stele și vreau să-i duc mamei o stea. Da, asta era nebunia mea atunci, să-i duc mamei o stea de pe bolta de la Rucăr. Mă rog, a trecut vremea, după aceea am început să merg la Rucăr la o familie, baba Vorovenci a murit, casa s-a demolat, acolo sunt niște viluțe frumoase făcute de bucureșteni și am început să merg la familia asemenea. E bine, și baba Vorovenci și bolta înstelată de la Rucăr și familia Simene sunt personaje în această carte. Da. Iar floarea de colț, întotdeauna când văd floare de colț, îmi aduc aminte de Rucăr. Spun așa că baba Vorovenci este mama lui Mitică cel Harnic. Nea Mitică cel Harnic mergea cu noi sus pe stânci, naiba știe, pe muntele Proș, nu știu pe ce munte era pe acolo. Așa. Și Iezer Păpușa. Da. Așa. Și urcam pe stânci goale. Nu era fir de iarbă. Așa. Și odată ne trezeam că undeva spre vale se vedeau ieșit din stânca, din piatra aseacă se vedea floarea. Era impresionant. Incredibil, da. Și Nea Mitică cel Harnic, cum apare în carte, era într-adevăr un om foarte harnic, ne-a învățat și luam o nuia lungă, lungă de tot, o crăpam în capăt. Așa. Și o puneam în jos, fixam acea crăpătură din capătul acelui băț lung, acelei nuiele lungi, pe tulpina bietei flori. Așa. Și pormă înfășuram și când tulpina era bine înfășurată pe băs, trăgeam. Și cum rădăcina era în puțină piatră câtă era acolo, ieșea imediat. Și da, imediat de și ce faceți asta? Dă copil tâmpit. Păi chiar așa. Astăzi n-aș mai face. Astăzi, cum să distrugeți floarea aceea care a crescut cu atâta greutate? Astăzi n-aș mai face nici dacă aș fi plătit o astfel de tâmpină. Da, atunci eram copil. Erați copil. Și aveam aceeași nebunie. Se duc mamei floarea. Se duc mamei floarea. Da. Am avut asta de... Și v-a influențat, iată că după nu știu câți ani a apărut floarea pe coperta unei cărți. Da, floarea asta a apărut. Deci vedeți că cartea este plină de elemente autobiografice. Păi, să vorbim și despre carte. Este prefațată de domnul Lucian Gruia, scriitor, critic literar. Și dânsul a vorbit despre trei nuvele și un moment. Așa le-a numit cele patru texte, trei nuvele și un moment. De fapt, sunt patru bucăți de proză, trei, într-adevăr, lungi nuvele și ultimul este foarte scurt. Da, Distinsul domn de la finanțe. Este un text de la finanțe, diferite celelalte. Vedeți, dumneavoastră, că este ceva care se repetă și mie nu prea îmi place chestia asta, dar ce anume? N-am ce să fac. În volumul anterior, pe care l-am scos împreună, Câinele meu fumează pipă, da, erau tot așa, trei nuvele și la urmă venea unchiul Cecil, da, care era o concluzie, da, la cele trei nuvele. Această carte, care, mă rog, titlul
unora n-a plăcut pe motiv că e prea trist, că prizonier în propria tristețe. Este foarte frumos. Și mie mi-a plăcut foarte tare. Dar de ce e trist, de ce e trist? Uite, de-aia. Că toți, viața este roz, toți acum suntem, pe bune. Toți avem momentul nostru sigur de tristețe. Da. Sigur că da. Nu există om să nu rămână, important este să nu rămâi definitiv. Să nu rămâi definitiv, dar atunci, de câte ori nu te-ai simțit, nu ne-am simțit fiecare prizonier. În propria ta tristețe, da. Acum pe bune. Dai melancolie blegoasă, da. Și ai încurcat-o. Da. Dar nu se poate. Toți avem momente din acestea când ești prizonier în propria ta tristețe. Și vine acest ultim așa, moment, mă rog, așa i-a zis domnul Grui, așa să rămână, care explică de ce suntem noi nefericiți. Pentru că ne-a murit trecătorul de străzi. Da, da. Cine e curios, ce e cu trecătorul de străzi? Trecătorul, da. Deci, chestia este că, într-adevăr, ne-a cam murit trecătorul de străzi. Da, bine, fiecare trebuie să citească acest volum. Este greu acum în perioada aceasta. Nici lansarea n-a reușit să facem acest volum. O să facem, o să facem, volum. Când v-am spus. O să facem o carte nelansată e ca un copil nebotezat. Da, da, o să facem într-un cadru restrâns, pentru că nu avem încotro în aceste condiții. Dar nu avem ce face. Domnul Gruia, mi-a plăcut că în prefață vorbea despre imaginarul ernestian. Asta da, e da, 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 mi-a frumos, plăcut și mie treaba frumos. Asta frumos, adevărul este deja v-a definit. Adevărul este că e o chestie de care sunt mândru și uite, e prost că am început să fiu mândru, înseamnă că mă termin. În momentul în care ești mulțumit de tine, ești mort. Așa ziceți noastră. Nu, așa este. Adică trebuie nu e așa. Unii sunt mulțumiți toată viața lor din când faci ce sunt. S-au născut că... morți. Da, e bine zis. Dar problema, chestia este că ești viu atât timp cât cauți, atât timp cât te frămânți, atât timp cât îți pui întrebări. Așa. Dacă, am spus în carte și am curajul să o repet și nu am spus-o eu prima dată și nu cred numai eu asta, dar numai prostul le știe pe toate. Corect. Numai prostul are adevărul absolut de este. Proprietatea așa lui. Este. Și da. nu. Și mă rog, sunt și eu așa un pic inteligent și sunt obligat să folosesc treaba asta, să caut, să-mi pun întrebări, să... Eu cred că ești cu atât mai bogat cu cât ai mai multe întrebări și ești cu atât mai deștept cu cât ai mai multe întrebări. Da, da, și le cauți răspunsuri. Și ai tot timpul, cauți, deci... Da, căutarea. Căutarea înseamnă evoluție până la urmă, pentru spui, că așa te îmbogățești de informații. Ca să spui ce este aia... Trebuie să vezi aia. Da. Și nu o vezi decât dacă ai ochi să o vezi. Decât sigur dacă te da. Duce mintea să o vezi. Da, 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 da. Că nu poți să o înțelegi în momentul în care înțelegi ceva. Asta este. Sunt lucruri despre care eu am vorbit în cartea mea. Dar să vorbim puțin, dar pe scurt, despre cele patru texte. Puteți să ne vorbiți despre acest imaginar ernestian în volumul Prizonier în propria tristețe. Da. De acum, fapt, în cele patru texte. Spuneam că de ce scurt, sunt așa. Eu mândru și m-am luat cu vorba așa. Și... sunt mândru că foarte mulți oameni îmi spun, așa. Niciodată nu sunt mândru de ceea ce cred eu despre mine. Foarte, foarte mulți oameni îmi spun că am... reușit să am deja un stil al meu. Da. Și cred într-adevăr că am ajuns după la 71 de ani și după ce scriu de la 9 ani să am un stil al meu. Așa este. Și noastră, și... cum am zis și rândul trecut, a scris multe volume. Ați debutat în 1997, dar a scris de mult. Scriu de la 9 ani am început să scriu compuneri. Și a scris romane, a scris teatru, a scris poezie, proză scurtă. Cam 11 volume. Doamna Pantazi, haideți să vă spun o chestie. Eu am scos câteva cărți cu dumneavoastră. Cred, nu, asta e a doua, nu? A doua, da. A doua, da. Să dea Dumnezeu să fie mai multe. Da, sigur că da. Da. Dar dacă vă duc în pivniță, la mine în pivniță, așa. Să vedeți câte manuscrise nescoase din pivniță am, vă speriați. Sunt kilograme întregi de hârtie. Nu mi-a plăcut și nu l-am scos. Dar l-ați păstrat. Știți? V-a fost greu da, să le aruncați, nu așa? Da, și poate se mai întâmplă ceva. Se mai întâmplă și mai sunt și cazuri fericite.
Și vom să revenim neapărat. Da, păi la... revenim, nu uit, n-aveți grijă că asta ține minte. Deci, am scris o piesă de teatru. Și cum am scris-o? Că este foarte interesant. Făcusem un... Aveam echipa mea de teatru, eu sunt bolnav cu teatru. Și aveam o echipă de teatru pe care o conduceam, să zic așa, și am făcut regia de teatru la Școala Populară de Artă. Și era cântarea României, era așa. Și am făcut un colaj din textele lui Saint-Exupéry. Pe Micul Prinț, pe scheletul Micul Prinț. Citadela, am luat de Citadela, din Pământ Oamenilor și am făcut un text, se pare că foarte frumos. Mie plăcându-mi foarte mult Saint-Exupéry. Foarte mult, da. Și am încercat să-l pun cu copiii mei și mi-au spus, era o tipă mai îndrăzneață, azi este actriță profesionistă, profesoară la un ATC, dar atunci era micuță și era la mine în trupă și mi-a spus, băi nene, știi ce, ori ne aduci un regizor profesionist, ori schimb textul, că ăsta nu e de tine, era un text foarte greu. Da, da, da. Și sigur că n-aveam abilitatea să-l pun în scenă. Și atunci am zis, băi, am stat și m-am gândit și am zis, băi, copiii ăștia au dreptate. Nu, e pălăria prea mare pentru mine. Așa. Și atunci m-am dus acasă, eu trebuia să am ceva, că așa. M-am dus acasă și noaptea aia am scris o piesă de teatru, glumind cu Dragostea și Moartea. Așa. Am scris-o, a doua zi m-am dus și le-am citit-o copiilor, după erau sub bănci de râs. Erau sub bănci de râs. Și am montat-o cu ei. Dom'le, au jucat-o cu o plăcere extraordinară. Așa. Pe vremea aceea, o mare doamnă, o mare doamnă, o mare doamnă, am avut șansa să îi placă cum scriu. E vorba de Mihaela Tonița, Dumnezeu să o odihnească. Și zice, uite, îți dau sala mea la Țăndărică, îți dau sala teatrului și dacă reușești să pui lumină pe spectacolul pe care l-ai făcut, a fost la ultim, la un șnur, când ajunsesem la final, dacă pui lumină și muzică pe textul ăsta, eu îți fac program, o bag în programul teatrului. Aveam niște copii extraordinar de buni. Era aceasta de la Ida Zanfira, care acum e actriță profesionistă, și era o fată, Brigitte Petre, care s-a pierdut, din păcate. Era superbă, era micuță ea și urâțică așa, dar era mustea de talent, mustea de talent. Mai erau foarte buni, era un tip, mie îmi pare rău, Constantin Dubravă, care era un fel de mălăiele. N-au găsit altceva de făcut. Da, da, da. Așa se întâmplă de multe ori. Și nu mi-a plăcut. N-am pus-o atunci, pentru că n-am reușit să pun sunet pe ea, profesionist trebuia, așa. N-aveam bani și sunetistul, cel mai bun sunetist din țară, Adi Scurtu, pe vremea aia, mi-a cerut prea mulți bani și n-am reușit, n-aveam. Și am ratat, dar piesa mie nu mi-a plăcut, pur și simplu. Deci avea într-adevăr mult umor, dar eram nemulțumit. Construcția dramatică era șchioapă. Și asta am văzut, am avut cinstea să... Această piesă, nu știu cum, mi-am dat-o lui Mihai Lungeanu. Mihai Lungeanu, fiind un prieten, îmi permiteam să-i dau și texte. Și am dat-o și, spre surprinderea mea, am montat-o la Slatina, la Teatrul de Slatina. A fost festivalul Ionescu la Slatina. Și am montat-o în cadrul zilelor Ionescu. Și am avut cinstea și onoarea să stau lângă Dumitru Solomon la premieră. Am fost foarte mândru și am fost și foarte... Era și televiziunea din Craiova acolo și o televiziune particulară din Slatina, un post privat. Au filmat-o și au dat-o de 11 ori. Vă rog să mă credeți că la mijlocul spectacolului
actorii trebuiau să facă statuie, știți cum, să nu da, mai... Da, știu. Pentru că sala râdea atât de tare și aplaudau atât de tare că ei vorbeau degeaba. Da, da. Și atunci, fiind niște copii isteți, deși nu erau profesioniști, aveau un statut semi-profesionist așa, foarte bun, foarte bun actor, foarte bun actor. Talente autentice și... S-a oprit sala și eu zic, tot, e, după aceste două momente în care ei au trebuit să facă statuie, textul cădea. Se ducea mult în liric și era așa un final flășcăit. Nu mi-a plăcut. Deci am simțit că sala a plecat puțin dezamăgită. Poate așa. Că ei vreau finalul să fie tot așa, hohote. Și da. Au aplaudat, a fost frumos, au aplaudat la sfârșit, la cererea telespectatorilor din state, la postul privată, a dat-o de 11 ori. Dar mie nu mi-a plăcut textul și l-am luat și l-am ascuns. Pentru că într-o zi, nu știu ce m-a apucat. Așa. Textul devenind un totuși drag de la acest spectacol. Păi da, totuși a semnat ceva. Da? L-am luat și l-am refăcut. Așa. Eu văzând spectacolul, mi-am dat seama unde sunt greșelile. Și am lucrat exact acolo. Eu nu prea mai umblu pe textele mele. Dar aici, văzându-l pe scenă, deci având o detașare față de text, Da. Văzându-l spectacolul deja nu mai e al tău, dramaturg. Spectacolul e al regizorului, al actorilor, al celor echipei care a lucrat. Da. Și văzându-l din afară, mi-am dat seama unde sunt greșelile, ca și cum ar fi scrisă de un dușman de-al meu. Da. Privit așa și a zis. Făcut? Și l-am refăcut. Se cheamă 15 zile de vacanță. E un text foarte frumos. Pandemia m-a oprit, l-am trimis unui regizor profesionist și vreau să-l montez cu echipa o echipă pe care am încropit-o eu la Barou București. Așa. Mi s-a permis și se amenajează o sală, o mică sală, nu pentru teatru neapărat, dar care Așa. Se pretează și la spectacole de teatru. Însă a intervenit această pandemie și a trebuit să mă opresc. Dar vă jur că nu v-am dat piesa 15 zile de vacanță. Eu fac niște cărțuli mici. Am o cunoștință care îmi face... Da, știu că mi-a zis. Așa? A zis ceva, dar nu aceasta. Ei, o să vă dau, dacă vreți să vă distrați, vă dau 15 zile de vacanță. Râdeți de la sfârșit, de la început până la sfârșit. E așa. Haideți să revenim acum la revenim cartea la... aceasta, prizonierul propriei tristețe. Făcându-mi propriul meu stil. Da. Ernestinian, cum a zis acest domn simpatic, domn. Da. Păi și-a dat seama că așa, aveți stilul nasă, deja ernestian, sunteți adjectiv. Am într-adevăr, am foarte multă imaginație, foarte multă, chiar anormal de multă. Și m-am născut, deci măicuța mea este de două ori vinovată. Odată că m-a născut cu defectul ăsta, și a doua oară pentru că, fiind o femeie foarte deșteaptă, și dându-mi seama că băiețelul ei, eram și primul și așa, m-am mai avut înaintea, dar n-a trăit, și mă iubea foarte tare și văzând că am imaginație, că așa? Spuneam povești, nu știa de unde le-am scos. Da, nu știa de unde le-ați spornit, să zicem. Multă lume nu crede. Dar măicuța mea mi-a spus de 700.000 de ori că la 6 luni am început să vorbesc și că primul cuvânt pe care l-am scos a fost unul foarte complicat, oliță. Pentru că nu suportam să stau murdar și am învățat să spun oliță. Și l-am spus foarte corect și eu n-am stâlcit cuvintele. Acum am început să le stâlcesc, dar când era mic, nu. Și a văzut că începuse să povestesc și eu la un an aveam deja un bagaj de cuvinte destul de mare și deja povesteam. Și atunci am cumpărat cărți cu povești care aveau o pagină, numai, aveau poze, multe, multe poze. Așa. Și eu mă uitam pe poze și spuneam povestea. Și îmi aduc aminte și acum, chit că eram eu un tântălău de vreo 2 ani, că am spus capra cu treiezi, după poze,
aproape ziceau că eu sunt reîncarnarea lui Creangă. Aia zicea, bă, nu se poate, tu știi să citești. Unde să știu să citesc? Eu n-am știut să citesc până la școală, n-am știut nicio literă. Ați făcut, povestea după ilustrații. După poze, da. Și mama, în felul ăsta, luându-mi cărți cu poze și punând, eu povestind după pozele alea, mi-am dezvoltat imaginația și mai tare. Da, așa este. Și, într-adevăr, astăzi am o imaginație mai mult decât bocată. Îmi ajută când vreau să mint, totdeauna știu. Sunteți avocat. Știu să mint. Da, mi-e util. E util. Da. Și am cunoscut mulți avocați care scriu. Da, sunt foarte mulți și vă spun eu... Vedeți, imaginația asta e bună la avocatură. Sunt foarte mulți avocați care scriu și sunt foarte mulți avocați care scriu foarte bine. Da. Ca să nu mai spunem că și Arghezi a fost avocat și sunt foarte mulți scriitori. Vă spune Iosif Friedman. Știți că el... Îl știți pe Iosif Friedman. Da. Trebuie să, așa. Da. El a fost la toate lansările mele. Vine cu lista de, da, de scriitori care au fost mai întâi avocați. Da. N-am știut. Haideți să vorbim despre carte. Deci spuneți-ne așa... Până acum despre carte am vorbit, da. E, lăsați. Spuneți-ne despre această carte, Prizonier în propria întristețe, așa pe scurt. Păi ce să vă spun pe scurt? Că eu nu știu pe scurt. Eu zic să facem o pauză mai întâi. Am ajuns deja la pauză? Da, ajung la pauză, facem o scurtă pauză și reluăm. Thank you.
revenit să vorbim acum cu domnul Emil Cremer, Daniel Ernestina, de fapt. Puteți așa vorbi când cu unul, când cu altul. Vorbesc acum, nu cu altul, așa. Deci revenim la acest volum. Mi-a plăcut foarte mult. Bine, și primul volum pe care l-am editat, Câinele meu fumează pipă, m-a plăcut foarte mult textele. Dar ăsta se pare că e mai acest, bun. Da, a fost mai pe sufletul meu, că și eu sunt subiectiv acum, da, pe bună. Fiecare cititor. Am privit și ca cititor, nu ca editor. Și mi-a plăcut mult mai mult acest volum. Decât și Câinele meu fumează pipă, foarte bun. Da. Și mie îmi place mai mult acesta. Vedeți, asta e, ce să facem. Mai mult acesta și sper că următorul să fie și mai bun. Deja v-ați creat într-adevăr un anumit stil, v-am și zis asta mai de mult, este un stil ernestian. Așa. Ernestinian. Ernestinian. Așa. E mai complicat puțin. E puțin mai complicat, da, este un stil propriu oricum și trebuie să mergeți în continuare. În romane, în proză. Dacă scrieți altceva, e altă ceva. Nu. Dacă scrieți proză și romane, continuați în stilul acesta. Da. Am studiat chestia asta și am urmărit să-mi îmbunătățesc stilul ăsta la fiecare carte. Am urmărit să iau cei mai buni. La îmbunătățire stilistică, așa este. Haideți, vorbiți totuși despre texte. Prima proză am scris-o, vă spun sincer, nici eu nu știu de ce și cum. Cert este că eram începuse pandemia, s-a decretat carantina aia, noi ne-am retras toți la Sinaia. Băi, ce dracu să fac la Sinaia singur. Eram cu familia, dar fiecare eram în bucățica lui, da, așa. Și trebuie să fac ceva, să fac ceva. Am zis, hai să scriu. Și aveam ideea. Vă spun că cred că a fost prima dată când nu știam sfârșitul. Eu de obicei nu mă apuc de scris până când nu știu sfârșitul. Și aici toată chestia aia, toată nebunia aia cu lumea interioară, cu baie împărăție, baie regat, baie republică, cu Sancho al meu, era o chestie care mă intriga și pe mine. Și mi-am dat seama că am intrat într-un domeniu, e adevărat că mie mi-a plăcut psihologia foarte mult, eram foarte bun la psihologie în liceu și aici iar am o întâmplare, chiar pot să scriu memoriile. Cred că trebuie să le scriu. Dar nu mai fac paranteza asta așa cu psihologia. Da. Totuși, bă, mie mi-a plăcut psihologia, am studiat-o, meseria mea de avocat m-a obligat să fiu atent apucătura asta mea, că nu pot să zic că e meserie de scriitor, e o apucătură, așa. Unii zic înclinație, dar eu m-am înclinat așa că trebuia să fiu căzut deja. Și m-am obligat iarăși să fiu. Și mi-am dat seama că am intrat adânc în psihologie și am zis, băi, ce am făcut dacă am spus tâmpenii? Dacă, e adevărat că eu, ca să intru în lumea interioară, am folosit metafora puternică de tot. Da, folosit metafora. Niciodată n-am folosit, n-am folosit atât de mult metafora, niciodată n-am uzat de imaginația mea atât de mult. Și după ce am terminat asta de scris, eu de obicei primul om căruia i-ai trimit ce scriu este Mihai Lungeanu. Și în general, până nu citesc 2-3 oameni, nu scot din casă, pentru că zic, bă, dacă e o tâmpenie, mă fac de râs. Și am o foarte bună prietenă, Dumnezeu să-i dea sănătate, Roxana Zubkov, pot să-i spun numele, că nu-i fac reclamă. Da. E psiholog de meserie și e un psiholog extraordinar de bun. M-a ajutat foarte mult într-un moment, într-o cumpără mare din viața mea ca psiholog. Și i-am zis, Roxana, zi-mi și mie, câte tâmpenii am spus eu. I-am trimis pe mail, bineînțeles, că tehnica actuală îți dă voie să comunici foarte bine. Da.
Și Roxana mi-a răspuns foarte repede, băi, eu mai vreau. Mi-a plăcut și mai vreau. Uh-huh. Îmi pare rău, dar aici se termină. Da, da, da. Și am prins curaj când Roxana, ca psiholog, mi-a spus că n-am scris nicio tâmpenie. Am prins curaj. Și atunci i-am trimis lui Mihai Lungeanu. Mihai mi-a zis că i-a plăcut foarte mult textul și abia după aia vi l-am trimis dumneavoastră, da, să vedeți dacă e publicabil, dacă putem, da, să poate fi un început de oră. Da. Cât mi-a spus și dumneavoastră că v-a plăcut, da, m-am liniștit, am zis ok. Și am dat telefon unei anumite persoane să-i spun că am scris și că vreau să-i trimit tot prin mail această bucată, pentru că pomeneam despre ea. V-am spus, cartea are foarte multe elemente autobiografice. Da. Și mi s-a răspuns la telefon, domne, a murit. A doua bucată e scrisă sub imperiul acestei vești. Nu știu când am scris-o. Am scris-o într-un fel de transă. Uh-huh. Dar este scrisă, era o persoană mai tânără decât mine și nu mă așteptam la așa ceva. A fost, din păcate, bolnavă. Da. Și asta... De fapt, acest volum a ieșit extrem de repede din mintea dumneavoastră. Păi tot volumul 104... Adică mereu vorbeați cu mine la telefon și îmi spuneați că v-a venit o idee, mai scrieți. A scris foarte repede. Foarte repede l-a scris. Deci ați avut tot volumul, o putere de creație. Nu, eram v-a mobilizat izolarea, v-a mobilizat Sinaia și ați reușit să scrieți un volum și vă gândeați că o să o scoateți. Nu ați scrieți, voia să scrieți un roman. Da, și da, nu, că poate acum să reușesc să scriu un roman, pentru că ideea pe care o am în cap cere foarte mult spațiu. Bine, roman, da. Dar stați puțin să terminăm cu asta. Deci ne-a zis puțin, că oricum trebuie să vorbim puțin despre text, nu vorbim mult. Da, da, da. Al treilea text este diferit de primele. Da, deci al doilea text este iarăși foarte trist și m-am zis, băi, așa, totuși, ce se întâmplă cu mine? Eram izolat acolo și cred că izolarea asta mi-a creat o stare, dar nu făceam altceva decât să scriu toată ziua. Eram plecat în lumea mea acolo, așa, doar nepoțica mea mânca și ochișorii, mă mai deranja așa, din când în când, deranja, mă mai scotea de la scris, că de deranja nu mă deranjează ea niciodată. Și mai venea la mine să mă întrebe ce mai scriu, ce mai fac, ce mai... Așa, așa, ce frumos! Și, dar în rest, stăteam și scriam. Așa, și atunci a schimbat registrul, cum ar veni pentru am simțit nevoia să schimb registrul, zic, băi, altfel dacă, unde ajung? Să scriu despre... Era chiar prizonier în propria tristețe. Așa, am zis, dom'le, trebuie să ies, dacă stau, cad în butoiul cu melancolie plecoasă. Și atunci ați ieșit din această tristețe. Și am folosit cealaltă parte, umorul. Așa. Am scris tot despre una dintre marile mele dureri. Se numește nobile idealuri. Faptul că da, ne batem joc, că astea sunt așa. Ei, am reușit să fac puțin, să bat joc puțin și de justiția română. Și ne-am distrat. Cititorii s-au distrat. Așa. Cine să se distreze? Cititorii. A, cititorii, da, da. Nu știu, judecătorii. Aia, nu știu, aia e treaba lor. M-a întrebat o doamnă judecătoare care a citit cum mi-am permis. Mi-am permis, că îmi permit. E proză, e ficțiune. Da, e ficțiune. La un moment dat, da, nu, n-am făcut nimic subversiv. Și nu este cine știe ce până și la urmă. Da, până la urmă nu e, da, da. Dar, da, sunt unii oameni, era accidental o tipă mai gomoasă. Importantă, așa, mai... Prețioasă. Prețioasă, așa, da, prețioasă. A, altfel așa? Sunt, să știți, că și printre judecători sunt foarte mulți oameni cu o cultură deosebită și cu înclinări spre literatură și da, foarte mulți, grozav, foarte mulți, foarte mulți. Adică, și am fost uimită câte persoane mai eu cunosc din domeniul acesta. Ca să nu mai vorbim care scriu, că care sunt împătimiți de a citi. Bunul meu prieten
și coleg și cine? Scriitor Vlaicu, George Vlaicu, da. Este procuror de meserie. Da, da, da. Și da, încă da, ce procuror? Procuror da. Militar. Da, da, da. E, omul ăsta care a fost o viață întreagă procuror militar, nu te așteptai să aibă o sensibilitate extraordinară. Da, da, ați văzut ce romane sensibile scrie. Da, 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 are o sensibilitate extraordinară și dar văd așa și manifestă și modul în care recepționează. Și cum se comportă. Anumite, da. Da, 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 așa este. Și, deci iată că nu există o graniță, dar eu m-am dus și în zona asta și trebuie să învățăm să râdem de tot ce există. Aici chiar ne-am distrat. Da. Totul e să o faci decent. Da. Deci când râzi, da, să o faci decent. Să satirizezi, să caricaturizezi, nu să îți bați joc. E, sigur că da. E sigur. O chestie da. Foarte deosebită. Foarte și mai avem a patra test, care e foarte scurt. După ce am scris eu și Nobile Idealuri, așa, și m-am simțit puțin mai relaxat. Așa, ați ieșit din prizoniera toată acela. Cu melancolie blecoasă, cum îi zic da, eu. Da. Frământat așa de gânduri, de tot ce mi s-a întâmplat. Păi da, pentru că spuneați gata, am terminat, sunt 3 texte, am terminat. Da. Am terminat. Asta am spus. Da, 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 și vă spuneam, gata, ăsta e volumul, scoate-l. Da. Și formă eu pentru mine, deci nu, pentru mine am vrut să trag o concluzie. Așa, simțeam că mai trebuie ceva, lipsea. Și seara, băgându-mă în pat, m-am pocnit așa. M-am pocnit ceva. Da. Și am venit. Soția. Nu, sărăcuța e atât de blândă și de... Da. Nu, ea e o delicată și o blândă, nu. Da. Și... asta a venit concluzia, asta a venit așa peste mine acest distins domn de la finanțe, da, care mi-a explicat, păi, câtă nefericire este în textele tale, există în textele tale atâta nefericire. Vrei să-ți explic, mă, prostule, de ce este lumea atât de nefericită? Da. Și acest distins domn de la finanțe mi-a explicat de ce. E, eu mă băgasem în pat și mă simt atât de bine în patul ăla de la Sinaia, este un pat extra, miraculos, este... Așa? Și am zis, bă, așa, nu mă mai dau jos să o scriu. Pentru că am știut tot atunci. Va veni de minte imediat. Imediat, da? Așa. Curs de undeva de mine, era în mod cert o concluzie la tot ce scrisesem până mm-hmm, atunci. Mm-hmm. Și am mai repetat-o eu în gând. Dimineața mi-am dat jos, mi-am băut liniștit cafeaua. Așa. Și m-am așezat la masa de scris și am scris și încă am mai cizelat-o puțin dimineața. Sigur, după, da. Așa. Eram după cafea și... Întotdeauna sunt un pic mai deștept după cafea. Da, așa, așa, așa. Și eu la fel. Am făcut și aceasta. Și atunci, erați foarte încântat. Eram foarte încântat și v-am dat telefon. Acum eu, emoția mea era să nu fi plecat cu el în tipografie și să nu se mai poată. Dar și mie mi-a plăcut. Chiar am dat seama că se potrivește foarte bine este ca final. Este fix concluzia. Da. Foarte fain. Deci închide și este un, un volum, zic eu, destul de închegat. Ca, da, este. Dacă vreți și ca dezbatere filozofică, că până la urmă e un... Are multe lucruri sensibile, pe lângă cele sensibile are multe lucruri profunde. Sunt multe lucruri profunde și nu le pricepe oricine. Acum pe bune, deci nu mie este... Mie îmi place să spun că scriu pentru oameni inteligenți. Da, exact. Așa îmi place mie să cred că scriu pentru oameni inteligenți. Deci trebuie să citești cu atenție și să înțelegi bine, nu e am așa... Am avut surpriza... Simplu. Ca oameni pe care nu i-am considerat eu așa din calea afară de strălucitori, au înțeles ei puțin altceva, dar au înțeles ceva. Au înțeles ceva, da. Și asta, au citit cu plăcere, adică s-au simțit implicați da, în treaba da, da, asta. Da, asta este foarte bine, chiar dacă au înțeles altceva, nu contează. Da, n-au înțeles ei chiar tot. Oricum, să vedem cum facem cu lansarea, ar fi fost bine să avem și un spectacol, lectură, după un text. Așa cum am avut la Teatru Notarial când ați lansat Câinele meu fumează pipă și am avut atunci un spectacol, lectură, foarte frumos pe scena teatrului. Acum, după unchiul Cecil. Să,
Să sperăm că să vedem ce se întâmplă cu pandemia. Reușim în septembrie. În orice caz, tot ce am vorbit noi până acum se referă la carantina. Da. Deci acest volum este volum de carantină. Poți să-i pun subtitlu. Da, nu. Nu, glumeam. Ce să-l mai pun subtitlu? Este... Că... Nu, așa e, e foarte bun. Dar este... Este, nu, glumeam că nu, da, sigur tipărit, că... da. S-a oferit cineva, un amic, să-i schimbe el titlul, să dau eu alt titlu. Zic, băi, mersi, lasă-l. Nu are niciun drept să dea nimeni niciun titlu. Titlul îl dă autorul și editorul, numai ei doi se sfătuiesc. Da, da, atât. Da, categoric, categoric. Da, da. Eu propun o scurtă pauză muzicală. Iar? Da, 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 iarăși, i-ați vorbit destul, v-am oprit puțin. Mai am. Mai aveți, dar puțină pauză. Am revenit. Vreau să spun că noi și în pauză vorbim diverse lucruri interesante, dar asta e, nu putem să vorbim în continuu numai în direct. Faceți emisiunea de două ori. Da, nu ajunge, lăsați că e bine o oră așa. Să nu se plictisească ascultătorii, știu eu, bine, plictisească între ghilimele, zic și eu, că sunt și eu acum mândră de aventură, da. Emisiune. Așa, deci am vorbit foarte puțin, nu, trebuie să vorbim puțin, adică nu vorbim acum să descoperim subiectul și să nu mai cumpere nimeni sau să nu mai facă nimeni rost de cartea respectivă. Cu cumpăratul mai puțin acum în perioada asta, dar da. Poate vă solicită diverse persoane cartea. Păi vă spun, cred cartea, că le-ați dat-o multor persoane. Cartea se deja. Găsește de vânzare pe strada Arghezii 12. Nu mai știu ce e acolo. E, acolo este un mic magazinaș unde am lăsat-o, e prietena mea, e patron acolo și este locul de unde îmi cumpăr eu pixurile din care curge poezie. Sunt o mare figură. Da.
Păi, tot la dumneavoastră în emisiune am spus că eu nu scriu poeziile. Mie poeziile da, curg da. În pix. Da. Și dacă cineva este interesat, se duce în Arghezii 12 și cere pixuri din care curge poezie. Poate? Da. Mai. Da. Așa, oricum. Sunt foarte mulți oameni care scriu poezie. Da, așa este. Vorbim puțin, că mai avem câteva minute, vreo 10 minute, așa, să vorbim puțin și despre proiecte, că aveți o groază de proiecte. Da. Ce urmează? Mă fac proiectant. Proiectant da, de romane. Lumea, da. Da. Așa. Vreau să fac. Știu vreau că vreți. Fac. Știu că ei, vreți. Bomba este că vreau să fac un film. Așa. Și că am primit niște bănuți de la un sponsor care are încredere în mine așa. Deosebită. Am găsit niște actori, apropo de avocați, amatori, dar cu antecedente foarte grave în domeniu. Așa. Sigurul profesionist fiind operatorul, pentru da. Că am nevoie să se filmeze cum trebuie și să, filmul să fie editat profesionist. Și având în vedere că nu mai stricăm pelicula acum, că tot ce facem dacă greșim se poate șterge. Da. Încerc să fac un film după schița atunci când vela, atunci când vântul a mângâiat întâia oară marea. Da. Care este din acest care volum? Care este a doua schiță da, din a doua acest schiță, volum, da. Pe care, așa cum vă spuneam, am scris-o într-o transă specială. Și vreau să faceți un film. Și vreau să fac un film după această schiță. N-am putut. Parte din acțiunea filmului se întâmplă la Rucăr, da. În, la pensiunea unor buni prieteni, care sunt și eroi în filmul meu. Da. Și mi-au spus, dacă vrei să vii, vino la Rucăr, noi te primim cu brațele deschise, dar să știi că Rucărul este plin de COVID, da. S-a și murit din povestea da, asta. Da, nu e momentul, e clar că nu e momentul. Și nu să e momentul. Și atunci am vorbit cu sponsorul meu, i-a spus, da. Da, banii e de înțeles. Sunt în siguranță, da. Îi pot restitui oricând dacă, dar nu pot să filmez și am așteptăm luna septembrie, lună în care vreau să încep filmările la acest film, care va putea fi văzut pe YouTube. Vreau de asemenea să fac lansarea acestui volum care îmi place deosebit, în mod deosebit și da, da, da. Ideea este că un volum nelansat e ca un copil nebotezat. Și nu vreau, și vreau să crești. Să faceți, ar fi fost frumos să ne gândim noi să facem lansarea odată cu filmul, nu dar dacă putea, nu se poate... Nu da, se da, putea, da, pentru că filmul durează. Da, dar și ce se poate face? Se poate lansa cartea și când va fi gata filmul, mai facem o prezentare a cărții odată mai cu filmul. Mai facem odată, da, asta se pe poate sigur face. Că da, că sigur o să că facem se poate și o lansare a filmului. Poate, da. Da, o lansare a filmului, exact. Și atunci corelăm cu cartea. Poate până atunci da. Lucrurile se vor liniști puțin. Și da. Vom putea realiza proiectul nostru comun cu seriile Astralis. Da, o să vedem, că nu mai depinde de noi. Nu mai depinde de noi, dar dacă da. Ticălosul ăsta care e de un miliard de ori mai mic ca noi, deci de un miliard de ori mai mic ca un om, și nu ne dă voie, domnule, nu ne lasă, deci ne-a pus stop cadrul la toți. Da, da și nu mai putem să facem niciun da. Plan. Și, dar asta dacă discutăm de proiecte, unul dintre trebuie, mie mi-e foarte drag proiectul ăsta cu seriile Astralis. Da, da, da. Ați văzut și mie, cât, și eu aș fi vrut. Cât de puternic m-am implicat și da. Începusem să fac aranjamentele și... Da, rămâne ca proiect, dar vom vedea ce se întâmplă, că nu mai putem să spunem nimic acum. Vreau, deși pare așa un gest îngânfat, dar vreau să am câțiva oameni, există câțiva oameni care... urmăresc ceea ce scriu și cărora, în mod declarat, le place ce scriu și vreau să-i strâng în jurul meu o dată pe lună un club. Să fac un fel de club. Nu tot sunt așa mulți. Într-un loc? Da, într-un loc mic, nu sunt mulți oameni, dar poate se mulțesc pe parcurs. Și ar fi frumos, ați putea atunci să citiți dumneavoastră sau nu neapărat dumneavoastră, alte persoane să din cărțile, care să citească, exact, să citească din cărțile din cărți, da. Au ce să citească. Eu am mai încercat cu un prieten, un prieten bun, Corin Bianu, da. Și am pus pe YouTube niște
filmulețe despre epigramă și cu epigramă. Da, da, da. Aș putea relua această idee pe viu la acest club. Ar fi interesant. Pentru că... Ca să schimbați puțin registru. Să fie și eu, epigrame. Prima dată am fost cunoscut ca epigramist. Știu că și-o de atunci vă cunosc de la... N-am știut, da. Îmi pare rău că... Nu mi-aduc aminte de pe da, păi nu, păi veneam și eu pe acolo. Da. Dar eu nu sunt foarte băgăreț așa, adică nu mă duc pe... Și dacă nu vine cineva la mine să-mi spună ce faci și hai să vorbim, eu nu mă duc să-i spun hai să vorbim. Sigur, da? Am înțeles. Și atunci oamenii zic că sunt îngânfat, dar nu sunt îngânfat, dar pur și simplu am această... Sunt foarte timid și am această teamă să mă duc la... un om pe care îl văd prima dată sau a doua oară sau a zecea oară, dar n-am vorbit că el să mă să-i spun decât dacă, mă rog, se întâmplă ceva da, și... Da, sigur că da, sigur că și... da. Dar ar fi interesant să... Ar fi interesant, proiect aveți și trebuie să terminați și romanele pe care le-ați început. Am început un roman care este ambiția vieții mele. Uh-huh. Ideea mea, nu știu de unde am această idee, dar zace în capul meu, este că eu sunt trimis pe coaja asta de lut să scriu o carte. Și asta ar fi cartea pe care sunt trimis să o scriu. Este o carte foarte ambițioasă. Vreau să trag din Biblie toate valorile morale. Aha. Ce se găsesc acolo și să le laic, să le repun în discuție laic. Deci nu este un roman religios, chiar da, dacă se cheamă laic, ultima, da. Ultimul miracol lui Iisus. Da. Și nu vreau să spun care nu, este acela. Nu, este nu un, vorbim, este un miracol despre care nu s-a vorbit. Uh-huh. Am verificat și cu oameni din biserică. Uh-huh. Am intrat și pe internet și este un miracol, dar vorbesc eu prima dată despre și sunt convins că este un miracol și este o idee care o să placă. Este însă foarte greu de scris și vreau să nu cad în capcana de a fi tezist sau moralizator. Da. Mi s-a spus că sunt moralizator, că și în piesele de teatru și... Și, da. Și de ce trebuie neapărat să țineți cont de ce vi s-a spus? Păi, treaba este următoarea. Păi, fiecare cu părerea lui până la urmă, are dreptul fiecare. E adevărat. Dar e o mare șmecherie aici. Dacă cineva inteligent și slavă Domnului, sunt în jurul meu foarte mulți oameni inteligenți și foarte bine intenționat, adică nu este un mărșaf care vrea să-ți bagi un cuțit în spate. Vine și spune o chestie de bună credință, tu trebuie să te gândești la ce ți-a spus. Sigur că te gândești, dar nu înseamnă că ai dreptate neapărat. Nu știu, dar dacă are, trebuie să-i o dai. Da, pentru că nu are. Dacă ai, nu știu, dar dacă te gândești și ajungi la concluzia că are dreptate și îți tragi acea învățătură de la prietenul, că e un prieten cel care îți spune asta, nu? Toți vin să te înjure din dușmănie. Te mai înjură și din dragoste. Și eu i-am înjurat pe foarte mult din dragoste. Așa. Și apropo de asta, vreau să vă spun că și de epigramă, așa, că persoana care i-am dedicat, dacă pot să spun așa, cele mai multe epigrame, este sărbana nevastă care le încasează. Care le încasează rău. Și zâmbește și e foarte înțeleaptă. Da. Și zâmbește și asta este. Și să vă spun, apropo de asta, una dintre epigrame care mie da, păi scurt, că așa se încheie emisiunea. Așa, spuneți-ne un epigram. Chiar două. Așa, chiar două. Din ochi sorbind-o cu plăcere, stau zile întregi aproape mut, visând la prima ei tăcere, să pot în fine s-o sărut. Sau... Așa. O epigramă care, în mod surprinzător, este dedicată lui Niccolò Paganini. Așa e, să vedem. Maestre, multă stimă-ți port, dar cu iubita mea e jale. Te dușmănește că-ți suport numai capriciile tale.
Frumoase epigrame. Da. Și sunt... Dar n-aveți un volum de epigrame? Nu. N-am un volum al meu de epigrame, dar în volumele meu de poezie... Ne mai citiți o poezie în încheiere? Că se finalizează emisiunea. Haideți să... Dar nu știu ce să vă citesc. Nu știu, o poezie în încheiere. Iubite din altă galaxie. A, așa. Am iubite peste tot, vedeți? Am iubite și în altă galaxie. Da. Ascultăm. Iubita mea din altă galaxie, doar am clipit și totul a trecut. Eu te-am iubit atât cât am putut. Tu m-ai iubit o scurtă veșnicie. Și ți-am strigat că e vorba de o greșeală, la fel ca în visul fostelor iubite. A nins doar cu zăpadă artificială, dar tu veneai cu schiuri pregătite. A fost o vâlvătaie trecătoare care s-a stins, dar nu face nimic. Iubirea e foarte, foarte mare și universul foarte, foarte mic. Da. Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea această emisiune. Aici se încheie emisiunea din această după-amiază. Vă mai așteptăm cu noutăți. După ce o să mai scrieți ceva sau faceți film, vedem noi ce mai faceți dumneavoastră. Vin cu cea mai mare plăcere. Și așadar vă mulțumesc și dumneavoastră, mulțumim și Ulares pentru asistență tehnică, mulțumim și ascultătorilor noștri. Pentru răbdare. O seară, da, pentru răbdare, pentru răbdarea care au dat dovadă din nou la această emisiune. Și vă dorim tuturor o seară plăcută. Numai bine, la revedere!